istoric. În anul 1753, boierul Constantin Obedeanu, vel paharnic, a hotărât prin testament să lase întreaga sa avere bisericii, pe care tot el o fondase în 1748. Prin Hristovul Domnesc al lui Alexandru Ipsilanti din 26 aprilie 1775, în chiliile din curtea mănăstirii Obedeanu, a luat ființă prima școală publică din Oltenia. Cuprinsă în sistemul de învățământ, de la acea vreme, ea a funcționat cu dascăli români și greci până în anul 1821. La 20 mai 1826, la Biserica Obedeanu este deschisă școala națională în limba română, avându-i ca învățători pe cei doi elevi al lui Grigore Lazar de la București. Vorbind despre acest eveniment cultural de o deosebită importanță.